Poștorul Dumnezeu, am venit, am stat toată noaptea la slujbă, mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul și să spunem, am așteptat cu mare plăcere ziua de azi și le dorim la toți cu învierea Domnului, să învie sufletele la toată lumea și să fie pace pe pământ. Și poftă bună la toată lumea care să nu pot. Cum înainte de Paști să faci curățenie în casă, în jurul casei și iată am venit și noi să sfințim după tradiția noastră Pască, cărnați, o bucățică de carne, o bucățică de brânză, ouă roșii, ca să-i facem și noi datoria noastră creștinească, în primul rând. Și cred că le doresc la toată lumea sănătate, pace, înțelegi între în familie și toate cele bune. Și cum se zice, Hristos a înviat din morți cu moartea prin moarte, călcând și celor din morminte viață dăruind. Luați și lumina acasă? Da. Luăm și lumina acasă și stăm la masă puțin. Așa la 5-6 când ajungeți? Sau mai... Păi da, e important în primul rând să mănânci ceva sfințit. Te gătești pentru asta doar. Și să guști din ceea ce e sfințit în primul rând. Pe urmă, vedem ce mai facem. Cu emoții pozitive, pline de speranță pentru un an cu pace. Și pace, în primul rând, în sufletele noastre, pace în lume. Ceea ce ne ține pozitiv este speranța, cred că. Și asta doresc la toți un Paște fericit, în familie și cu cei dragi. Este o tradiție frumoasă care trebuie să o sfințim și să o păstrăm. Mă bucură faptul că e pace, liniște, pentru toată lumea sănătate, să fie sub bunăvoință. Bunătate ne trebuie. Emoții nemaipomenite. Cele mai frumoase tradiții sunt aici la noi, cu lume frumoasă. Hristos a înviat și numai pace și sănătate la toți. Azi important, Hristos a înviat și dorim la toți să fie sănătoși, să le aducă bucurii și numai bine în viață. În fiecare an veniți? Da, în fiecare an venim în fiecare. Am luat și nepoțica aici, venim toți. Rugăm, în primul rând, pace să fie, principalul pace și sănătate la toți. Și să fie ploaie, să fie asta bine în țară și bucurie. Că tot timpul, tot anul noi venim. Toate slujbele petrecem, postul ținem și așteptăm Paștele cu nerăbdare să vie. Și mulțumim Domnul că am ajuns în ziua de azi, pași, sănătate și toată lumea și nouă. Pentru creștinii tare bine că ei care sunt, care țin și post negru și tot. Și mai ziua asta e așteptată de mult pentru dânșii. Mulțumesc Domnului și lui Părintele că i-a dat sănătate, atâta și putere, toate slujbele să le ducă și să le dea Domnul sănătate și un Paște fericit, sănătos și la toată lumea și nu. A mai ajuns putere după o zi de gospodărit, când îmi dau seama acasă? Îți ajunge. Dacă dorești în așa zi, poți să faci și mai mult decât îți poți. Îți dă putere de sus, nu știu de unde, dar ai o putere mai față de zilele obișnuite, mai mare, cu mai mare entuziasm, cu așteptare oricare, cu întâlnirea cu prietenii, cu rudele, cu... Cu bucurie, Sfântul Paște, cu mirea Domnului. Sărbătoare mare, creștinească, ortodoxă, sărbătoare mare. În primul rând ne stărâm să fim la rugăciuni, frumos. Asta simt că e o sărbătoare frumoasă, într-adevăr sărbătoare. Direct la lucru cu așa. Emoții de liniștire.
mulțumesc că am ajuns și în ziua de azi pentru sărbătoarea noastră de Paște și dorim mult sănătate și un Paște fericit. În fiecare an vedem și cu emoții ridicate un dat frumos. Ne poți, te-ți duși. Aici pe aici am puțin care au rămas. Eu care au putut, mai venit, o fost, dar care nu poate veni, au de lucru. Vorbiți, când ziceți asta, vă văd trist. Ei, cum? Așa e viața lor. Ce să-i faci? Dar mâine am de preț. Și de Paște, de regulă, mai revin? Sunt ai când vin? Vin, pot să vin, dar cum nu vin. Dar mâine, ne-am duce noi mâine. Tot anul vinim. Măcar de Paște. Asta e sărbătoare de familie. Ce punem în coș de regulă, iată? Eu socot că principalul pâinea și ouăle, sarea. Așa zi avem putere, numai că trebuie să venim, mai decât ca să simțim în numele Domnului o păscuță acolo ce mai este, ouă, dulciurile. Da, în tot anul venim, pentru așa zi minunată, numai că trebuie să venim. De cine așteptați în vizită? La noi acasă, în ospiței, eu știu. Acum, la copiii duși, stăm și noi, așteptăm care ne vine, care mai sunt, care au mai rămas de acasă. Așa, toți plecați. Unde-s copiii dumneavoastră și dacă în această zi gândui la ei? Da, numai că la dânsii și ei fac azi tot, sărbătoresc ziua Paștelui, acolo tot este, bisericuță, știu că am fost și este. Și se duc și ei acolo pe loc de acum, dacă acasă nu-i... Unde se duc, acolo se întâlnesc și ei Paștele, ca și noi. De fiecare dată, în tot anul, venim. Cât ne mai țin puterile. Da, cât ne mai sunt puterile. Cum a fost ziua de sâmbătă pentru? Da, cum a fost? A fost așa, am alergat la fugut să dovedim tot ce le-a să dovedim, să facem, să ne pregătim de Paște. Ce este de lipsit pe masa dumneavoastră? De regulă, ce aveți pe masă? De toate avem. Mulțumim lui Dumnezeu, de toate avem. Pasca, ouăle roșii, principalul ăia asta, cozonacul. Și așteptăm mielul, da, mielul avem tot timpul. Găina, fiartă, prăjită și sănătate, să avem, să mâncăm sfințit. Așteptăm copiii, nepoți să vină mai după amiază să vină, să ne vadă, că pe loc nu-s plecat, stați pe loc la căușenii. Ceva e legat de inima sufletească. Sănătate! Aceasta este sărbătoarea sărbătorilor și cum se enunță în cântările bisericești, praznic al praznicilor. Adică este cununa tuturor sărbătorilor, că însuși Apostolul Pavel spune că dacă nu învia Hristos, credința noastră este zadarnică. Dar dacă a înviat Hristos, noi îl mărturisim pe dânsul și sunt foarte bucuros că au venit lumea și la slujbă. Sunt foarte bucuros că lumea s-au dus darurile sale ca să le sfințească și să le ducă la casele lor ca binecuvântare și ofrandă a sfințenii în casele lor, ca Dumnezeu să-i trimit sănătate, pace, bună înțelegere și zic așa că să le păzească și copilașii lor, fiindcă asta e cel mai important în familie, când copiii sunt sănătoși. Hristos a înviat. Anul acesta, Lumina Învierii a apărut la ora 14 minute, la Căușeni, deja undeva la 8:30, deja, dar era
Sfânta Lumină la Biserica Centrală, adică Petru și Pavel, să mă înțelege. Și am distribuit cu atât mai mult chiar și în Ucraina. Am distribuit părțile bugeacului, au venit și au luat anume de la Biserica Canonică ca să împărtășească această lumină, să o ducă în sufletele și în casele oamenilor, numai în sufletele, că se vorbește spiritual, dar dacă material vedem această lumină, să fie ca o lumină mângâitoare pentru sufletele lor. Preotul obosit după o zi și... Eu vreau să spun așa, oboseala nu atât în liturghie și că noaptea, dar am obosit cu busuiocul acesta tot stropind pe oameni, că undeva în jurul la vreo 5 litri de apă în mănunchiul acesta, da. E clar că e oboseală plăcută, fiindcă este o sărbătoare dorită și vă spun pe bune, nu numai că la biserică primim satisfacția aceasta spirituală, dar dimineața când vedem că și natura se bucură, tot e cald, păsările încep a ciripi, se vede că și natura învie, nu numai Hristos a înviat, dar prin învierea sa, de fapt și natura învie pentru noi. Doamne, știu!